La devenit agent de poliție, se face o școală care este aproape de noi, este la Câmpina. Nu vă recomand Clujul, mai este și acolo școală, dar clar că pentru dumneavoastră cel mai lejer ar fi să mergeți la școala Câmpina sau Academia de Poliție. Diferența dintre cele două unități de învățământ este că din școala de poliție veți și agenți de poliție, iar din Academie o să fiți ofițeri. Nu este o problemă dacă terminați școala de poliție. De exemplu, eu am terminat școala de poliție în 2011, am lucrat ca și agent de poliție 9 ani, în rural. Iar ulterior se scot la concurs, asta vă ziceam, că acum posibilitățile s-au lărgit, da? Și dacă deveniți sunteți agent de poliție, la un moment dat, după experiență și terminarea unei facultăți, puteți susține un examen prin care dumneavoastră treceți din corpul agenților de poliție în corpul ofițerilor. Foarte multe structuri unde puteți lucra dumneavoastră, numai în funcție de ceea ce vă place. Dar pentru că sunt poliție, sunt foarte multe domenii de activitate, nu doar ceea ce vedem pe stradă. Și se muncește și pe stradă și în birou, pentru că și acolo problematica este foarte stufoasă, să spun. Pe partea teoretică de legislație, adică nu știu cum ne vedeți dumneavoastră pe noi, din structura asta, dar să nu vă gândiți că suntem bătăușii orașului sau ceva de genul, da? Lucrăm în echipă, folosim tactica polițienească și o gamă mai largă de armament, în cazul special. Da. În rest, suntem ca toți ceilalți polițiști, dar vă spun că avem colegi inclus de înălțime, da, care sunt foarte buni în ceea ce fac și compensează această lipsă de înălțime, da, dar care la un moment dat este doar în imagine. Da? Dacă ești cu adevărat bun, pasionat, nu contează. Da. De exemplu, dacă ți-ai ales să fii la criminalistică, ești un expert criminalist, mai contează înălțimea? Contează ce?